Bună ziua, încă, bună ziua! Și Hristos a înălțat, spunem, astăzi, nu? Da. Începând de astăzi, noi punem cât 10 zile, parcă, până la... 10 zile până la Rusalii, da. La Rusalii. Așa, dar, dragilor, suntem din nou împreună, vorim treaba și o să încep lecția de astăzi cu problema aceea ultima care am făcut-o ieri, pentru că vreau să vă arăt cum anume o problemă poate fi sursă de inspirație pentru o altă problemă. Autorii sunt niște oameni și ei, la urma urmei. Și au creatorii sau propunătorii de subiecte sunt acei care folosesc un anumit bagaj de informații și tot le joacă și le învârt și creează tot felul de probleme. Nu se poate întâmpla ca să existe o distinție totală între probleme. Ci există o legătură, unele din altele se tot obțin. Concret. Ieri am făcut următoarea problemă, da? Să spunem, tema pentru clasa a 7-a, cercul, da? Cercul. Probleme cât mai interesante despre cerc. Pentru asta, Miruna, hai să trecem un pic în revistă o serie de lucruri pe care le avem la cerc. Vrei? Uite ce îți propun. Ce este cercul? Deci, definiție. Definiție. Cercul. Ce este? Mulțimea tuturor punctelor din plan egal depărtate de R. Nu e egal depărtat de R. Egal depărtat de un punct fix. Egal depărtat de da. Păi atenție la cuvintele care le rostești. Deci mulțimea tuturor punctelor din plan deștepte, care se păstrează la egal distanță de un punct fix. Distanța asta se numește rază, da? Mm-hmm. Deci locul geometric, putem să-l enunțăm și așa, da? Mulțimea tuturor punctelor, deci cercul egal cu mulțimea, eu te scriu mulțimea așa, mulțimea tuturor punctelor M, care aparțin planului P, cu proprietatea că OM egal cu același lucru tot timpul. OM egal cu rază, da? OM egal cu număr M. Iată că am dat definiția cercului. Cercul este mulțimea tuturor punctelor din plan cu proprietatea că OM egal cu R. Ce lucruri importante avem? Arc de cerc, o anumită porțiune din cerc. Da? Arc de cerc, bineînțeles, se spune o porțiune din cerc. Ca să-ți fie clar ce înseamnă arc de cerc. O porțiune din cerc. Ce mai putem spune? Jumătatea cercului, da, unui arc de cerc, imediat îi se pune în legătură coarda subîntinsă. Deci, când am zis arc de cerc, am și în paranteză spus coarda. Coarda subîntinsă. Deci coarda subîntinsă, adică pentru arcul CB de aici am coarda CB. Altă coardă. Ce ar fi de remarcat? La arce egale corespund corzi egale. Și invers, la corzi egale corespund arce egale. Notăm și asta. Deci la arce egale corespund corzi egale și invers. La arce egale corespund corzi egale. Da? Și invers. Adică la corzi egale vom avea arce egale. Unghi la centru. Unghiul la centru egal cu arcul subîntins. De ce? Pentru că la unghiul la centru aici este un cerculeț, de fapt. Mai în exterior, un alt cerculeț. Da? Și trebuie să înțelegi că un unghi se poate măsura
fie cu în grade, deci unități de măsură, unități de măsură a arcelor. Da, arcelor. Unități de măsură a arcelor. Și anume, aici, la unități de măsură, în grade, care înseamnă a 360-a, da, parte din cerc. Deci un grad înseamnă a 360-a parte dintr-un cerc. Și o altă variantă de măsură, radian. Adică câte raze se cuprind în lungimea unui cerc. Dacă aș lua o sfoară și aș întinde sfoara asta, după aceea, diametrul merge de 3 ori și un pic. Atunci raza de 6 ori și un pic. Atunci raza de 6 ori și un pic, dar așa de puțin încât, prin aproximație, zicem de 6 ori. De aceea ne iese foarte bine când desenăm un hexagon, fix, dar luăm ca lungimea razei în așa și până descriem arce. Dar arcele care le descriem, nu? Vor împărți acest arc în cât? În 6. Da? În 6 părți. Da. Cu alte cuvinte, în radian, lungimea cercului egal cu 2 pi raze. Corect. 2 pi raze. Adică mai precis egal cu de pi diametru. Ori diametru. Pi ori diametru. Și cu diametru două raze, iată că am pus la punct lucrul acesta. De aceea, la 90 de grade, spunem echivalent în radian cu, nu, la 180, hai să zicem, bună seara, la 180 de grade, vom spune că avem pi. Că la 360, cât am avut? La 360 am avut 2 pi. 2 pi raze. Da? 2 pi radian. Radian. Radian vine de la raze. Câte raze se cuprind? Deci, ori spunem 180 grade, ori spunem pi. Ori spunem 360, ori spunem 2 pi. Ori spunem 90 de grade, ori spunem pi supra 2. Că jumătatea lui pi de aici, da? Ori spunem 45 de grade, ori pi pe 4. Da? De acum, ori spunem 30 de grade, ori spunem pi supra 6. Că 180 împărțit la 6. Pi pe 6. Da. Ori spunem 60 de grade, ori spunem pi egal pi pe 3. Și așa mai departe. Deci să ne fie foarte clar că arcul de cerc se măsoară fie în grade, fie în radian. Fie în grade, fie în radian. Radian, că le spuneți dumneavoastră acum și lor le intră foarte bine în cap, dar în probleme nu li s-au dat. Nu le s-a spus despre măsura unghiului în radian, dar ei vor întâlni treaba asta. Undeva, spunem, 45 de grade, pi pe 4. Deci în loc de 45, pi pe 4. Ei trebuie să înțeleagă de ce pi pe 4 acela face cât 60 de grade. Este alt mod de a fi măsurat unghiul într-o variantă în grade și o altă variantă în radian. Adică câte raze merg. De aici apare ideea că unghiurile pot fi oricât de mari sau oricât de mici, pozitive, negative. O să vedeți îndată cum gândim când mergem în sensul ăsta, sensul pozitiv, când descrim un unghi în cercul trigonometric și când mergem în partea cealaltă, sensul negativ. De aceea, mulțimea numelor reale sau unghiurile pot fi măsurate cu numele reale. Pentru că am varianta în radian. Asta este superb. Da? Și acum să mă întorc, să revin și pentru Adi. Adi, facem o trecere în revizia noțiunilor importante de la cerc. Și am zis, ce este cercul? Mulțimea tuturor punctelor care sunt la egale sau de un punct fix. Mulțimea tuturor punctelor din plan cu proprietatea că o e egal cu R. Apoi, ce este arc de cerc? Arc de cerc este o bucată din cerc, măi.
pentru un limbaj de al nostru, așa, o porțiune din cerc. Arde cerc, o porțiune din cerc. În strâns legată cu arcul de cerc, am coarda, sub întinsă. Bucata aceea, dacă am două puncte pe cerc și le-am unit, am obținut coarda. Dar lungimea arcului de cerc este iarăși o poveste care înseamnă măsurarea lui în grade sau în radian, am insistat eu. Lungimea arcului de cerc se măsoară în grade sau în radian. Gradul este a 360-a parte dintr-un cerc, adică, minuna în cerc și coa, de ce vreau să vă spun? A 360 de parte dintr-un cerc. Adică? Ăsta este, un grad, un grad. Și dacă vreau să văd câte grade are unghiul ăsta, iau o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de câte ori, se cuprinde unitatea de măsură, gradul. Și în felul ăsta am aflat câte grade are unghiul respectiv sau arcul. Unghiul sau arcul în grade. Câte grade are unghiul sau arcul, unghiul la centru. Dacă unghiul este cu vârful pe cerc, atunci nu mai este egal chiar exact cu jumătate. El pierde din puterea aceea care o avea la centru când era exact cât era unghiul, nu? De data asta, unghiul cu vârful pe cerc e jumătate din arc. Cât e un triunghi social acolo, cu razele, e o poveste simplu de dovedit. Deci, ce mai avem? Avem unghi cu vârful pe cerc și unghi cu vârful la centru. Ăla cu vârful pe cerc, am de spus, egal cu jumătatea arcului sub întins, iar unghiul cu vârful la centru e egal chiar cu arcul sub întins, chiar cu măsura arcului sub întins în grade, da? Am văzut. Sau un radian, depinde cum gândim. Bun. Am mai întâlnit aici patru latere. Patru latere. Să vorbim și de centru, de cerc înscris, cercul scris, unui triunghi. Deci cerc înscris în triunghi și cerc circumscris unui triunghi. Înscris în triunghi, cerc înscris în interior. Da? Deci dacă ăsta e triunghiul, deci ăla înscris e tangent tuturor laturilor și aici apare iermic egal cu E supra P, da? La cel înscris. Iar la circumscris înseamnă că cercul ce face? E pe afară, am cercul și triunghiul este în interior. Triunghiul este în interior, da? Și aici vorbim de iermare. Asta este iermare. Și iermare egal cu ABC supra 4S. Dacă voi faceți, vă faceți ordine în minte, în legătură cu informațiile acestea de bază, nu mai aveți voie să greșiți la problemă. Însă, ori de câte ori există o confuzie în mintea voastră, atunci nu aveți cum să atacați problema. Deci de aceea insist să vă fie foarte clar. Cerc înscris și circumscris. Înscris în interior, cercul și prin toate vârfurile. Ăsta la intersecția bisectoarelor, nu? Centrul ăsta e. Când pun la egal distanțe de laturi, de laturile unghiurilor și atunci la intersecția bisectoarelor, bisectoare aici, și aici la intersecția cui? Mediatoarelor, da? Deci, asta mediatoare. Da? Intersecția mediatoare. Și acum mai facem un pas la patru latere înscrise. Patru latere înscrise în cerc. Patru latere înscrise. Adică poligoane? Sau poligoane înscrise. Dar mă duc la patru latere deocamdată și până nu vorbesc de poligoane în general. Dar nu-i dă tineri atunci. Păi mă nu-mi place că mă bruschez. Când văd, nu asta e important, eu fac acum o ordine ca lucrurile să fie clare în mintea ta. În mintea ta și a tuturor prietenilor noștri. Deci nu mă interesează ce văd vouă.
Dacă noi clarificăm niște lucruri, atunci avem, nu avem niciodată emoții. Eu nu fac un obiectiv pentru lucrarea ta de mâine sau de când o luăm. Da. Deci eu am alt obiectiv aici, să clarificăm niște noțiuni importante de bază de la cerc. Că așa am spus, cercul. Dacă așa am spus, haideți să ne ocupăm de el, să vedem ce lucruri să avem aici, o să avem aici. Patru latere înscris. Ce înseamnă patru latere înscris? Înseamnă că vârfurile lui sunt pe cerc, nu? Cum e cazul de aici. Aici avem două lucruri foarte importante. A, B, C, D înscris. Dacă și numai dacă, suma unghiurilor opuse fac 180 grade. Adică dacă e înscris, sigur se întâmplă suma unghiurilor să fac 180 grade, că e arcul ăsta plus arcul celălalt, da? Fac 180 grade. Iar dacă se întâmplă ca din alte informații să constați că fac 180 grade, înseamnă că e scriptibil. Deci, dacă și numai dacă, suma unghiurilor opuse, da? Suma unghiurilor opuse, unghiurilor opuse, egal cu 180 grade. O idee și o a doua, diagonală, latură, diagonală, latură. Da? ABCD inscriptibil, ABCD inscriptibil. Dacă și numai dacă, aici, dacă și numai dacă, vreau să pătrunzi bine, să înțelegeți ce înseamnă. Dacă e inscriptibil, se întâmplă să aibă loc proprietatea, iar dacă are loc proprietatea, atunci este inscriptibil. Deci inscriptibil, dacă și numai dacă, unghiul format de o diagonală cu o latură, scrieți-vă în cuvinte, unghiul format de o diagonală cu o latură, este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală, unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Unghiul format de o diagonală cu latura, congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Unghiul format de o diagonală cu latura, congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Exemplu, pe chestia asta am spus unghiul de aici CAB, bunar, da? Care e format de o diagonală cu o latură, e congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală, cu latura opusă acestea. Adică se uită spre CB și unghiul ăsta și unghiul ăsta. Deci sunt congruente. Da? Bun. Și acum notați-vă, poziția unei drepte față de un cerc. Poziția unei drepte față de un cerc. Da? Poziția unei drepte față de un cerc. Unei drepte față de un cerc. Sunt trei poziții. Unu. Cum este? Cum poate să fie dreapta? Tangentă. Hai să o luăm dinspre exterioare. Nu tai nicăieri. Tangentă și pe interioare. Da? Secantă, altfel spus. Deci să spunem, 1, exterioară, și faceți un cerculeț și dreapta pusul așa, deci este exterioară. 2, tangentă, este tangentă, adică faceți un cerculeț, duceți o tangentă, și aici figurați și acest lucru, că raza e totdeauna perpendiculară pe tangentă. Scrieți în cuvinte asta, da? Raza este perpendiculară pe tangentă. Și doar la mijloc, nu? Păi, nu prea pot spune despre mijlocul unei drepte. Deci nu pot vorbi de mijlocul unei drepte, da? Deci doar atât spun, că este tangentă, este perpendiculară în punctul de tangență. Deci este perpendiculară în punctul de tangență. Dreapta este
dreapta este perpendiculară pe rază, sau raza e perpendiculară pe tangentă, da? Raza este perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Scrii și chestia asta. Scrii că raza e perpendiculară pe tangentă. În punctul de tangență, e important. În punctul de tangență, ca să știi unde anume, da? În punctul de tangență. Și o a treia poziție, secantă. Secantă. Adică desenăm un cerc și ducem o dreaptă care e secantă, care taie. Cercul în două puncte. Cercul în două puncte. A și B. Da? A și B. Și atunci am... Secantă. Dreapta este secantă, da? A treia varie poziție, secantă. În legătură cu poziția asta de dreaptă secantă apare coarda. Da? Secantă, tai în două puncte și apare coarda AB. Și aici merită să punctăm că totdeauna raza este perpendiculară pe coardă în mijlocul acesteia. Deci, da? Raza este perpendiculară pe coardă în mijloc dusă. Deci dacă punem mijlocul cu centrul cercului, totdeauna 90 e 90 de grade acolo, perpendiculară. Pentru că putem dovedi triunghii social acolo, la mijloc, toată povestea aceea. Dar trebuie să ne fie clar rezultatul ăsta. Mijlocul corzii, diametrul care trece pe mijlocul corzii, este totdeauna, adică e raza pe acolo. Când zic diametrul ce trece pe mijlocul corzii, înseamnă acest lucru că e raza perpendiculară pe mijlocul corzii. Și iată că am vorbit și de poziția unei drepte față de un cerc. Și ar mai trebui să vorbim de faptul că tangentele, să remarcăm și acest, tangentele tot aici, tangentele duse într-un punct exterior la cerc, sunt egale. Da? Tangentele duse într-un punct exterior la cerc sunt egale. Acum o să vorbim de poziția a două cercuri. Da? Hai să clarificăm și asta. Poziția a două cercuri. Poziția a două cercuri. Cum pot fi două cercuri în plan? Pot să aibă aceeași punct. Aceeași punct în care pleacă. Sunt concentrice, au același centru, da? Deci, concentrice. Nu, nu, că n-am folosit... Bă, ăla sunt. N-am vorbit de problema asta, știi? Am văzut că ați apucat să șterge tangentul. Aici, ce am zis noi? A, B, C, D. Să lăsăm problema asta. Concentrice, în paranteză, au același centru, da? Concentrice. Deci duc un cerc și mai duc un altul, care sunt concentrice, cu același centru, trebuie să fie așa. Nu există altă variantă, da? Deci concentrice au același centru. Asta a fost raza R1 și asta este raza R2. 2. Nu mai sunt concentrice. Și atunci pot să fie. Deci nu sunt concentrice. Exterior sau interior? Pot, nu, tangente exterior. Pot să fie cercuri distincte, nu tangente, nu nimic. Deci sunt exterioare. Exterioare. Adică vezi aici unul AD și unul aici. Da? Sunt două cercuri. Sunt exterioare. Când sunt exterioare? Miruna, învățai tu cu distanța O1, O2, mai mare decât nu știu cine. Nu, sunt exterioare pentru că distanța asta O1, O2 mai mare decât R1 plus R2. Mai mare decât R1, asta e până aici și asta e până aici. Da? Mai mare decât R1 plus R2. Atunci sunt exterioare. 2. 3. Tangente interior. Tangente exterior, le apropiem, mergem așa ușor. Deci tangente
tangente exterior. Adică ăsta se apropie unul de altul și iată cum sunt tangente exterior. Și atunci, ce se întâmplă cu O1, O2, distanța asta? O1, O2, egal chiar cu R1, plus R2. Deci O1, O2, egal cu R1, plus R2. Și mai cum pot fi cercurile acestea? 4. Secante. Da? 4. Secante. La sigură? Da. Secante. Deci e vorba de două cercuri care se intersectează în două puncte distincte. A și B. Linia centrelor, iată, și asta AB este secanta comună. Da? Secanta comună. O1, O2. Ce se întâmplă de O1, O2 față de R1 plus R2? E mai mică. Nu? La tangente au fost la exterior O1, O2 era mai mare decât R1 plus R2. Aici O1, O2 egal cu R1 plus R2. Și la cercurile secante O1, O2 e mai mică decât R1 plus R2. Aici o observație importantă. O1, O2 e perpendiculară pe coarda comună. Și o înjumătățește pe asta. O1, O2 perpendicular, foarte important. O1, O2 perpendicular pe coarda comună și o înjumătățește pe aceasta. Putem de dovedi foarte repede că triunghiurile acestea sunt social. Da, chiar ieri am discutat despre asta. Da, am discutat povestea, nu mai insist. Important este că materialitatea. Acest lucru trebuie reținut foarte bine, pentru că în probleme autorul spune așa. Fie două cercuri secante. Și nu știu ce, unul, doi. Și tu atunci trebuie să știi că e perpendicular. Dacă nu știi asta, și că la mijloc. Da? Deci aceste lucruri trebuie foarte bine știți. Tangente interior. Tangente interior, da? Tangente interior. Hei! Cine? Tangente interior. Tangente interior. Asta înseamnă că arată cam așa. Da? Tangente interior. Aici e O1, O2. Și O1, O2 pe punctul de tangență de... Ce putem spune? E perpendiculară pe coarda comună. Pe tangenta în punctul respectiv. Tangenta comună. Pe tangenta comună. Apare așa, nu? Mm-hmm. E tangenta la un cerc, e tangenta așa ce la cerc. E tangente acolo. Da. Și O1, O2 e perpendiculară aici. Acestea sunt lucrurile importante pe care le-am făcut. Poate mai există câte ceva, le-am mai adăugat pe parcurs. Dar am făcut o trecere în revistă. Ca poziția ale cercurilor, băi, spune tu că o trec. Deci concentrice. Nu sunt concentrice. Atunci au exterioare, tangente exterior, tangente secante, tangente interior și oarecare. Poate să fie oarecare în sensul că unul interiorul celuilalt. Fără să fie tangente, unul strecurat așa într-un cos. Dacă tu mai ai, eu adaug. Ia spune. Spune tu încă alte poziții și eu le adaug. 6? Păi spune încă una. Oarecare. Tangente exterior, cercuri exterioare, tangente interior, cercuri interioare. Cercuri interioare. Păi cercuri interioare, tu mai spun oarecare. 6, nu? Uh-huh. Adică ăsta și ăsta aici și-am trucos plasat, aruncat aiurea. Na. Nici nu s-a ating. Nu sunt concentrice. Oarecare pus și interioare. Important că interioare, da? Cum am zis de astea exterioare, zicem și de astea interioare. Cercuri interioare. Da? Bun. Facem probleme.
Acum, haide, revin asupra problemei făcute ieri. Ieri a fost o problemă interesantă. Sigur că, ca de fiecare dată, mi-a plăcut ideea. Am căutat-o repede pe internet, n-a spus-o. Deci asta e dovada clară că la lecție se întâmplă de foarte multe ori să nu prindem miezul problemei. Și atunci tu, Miruna, ce ai făcut? Ai alergat repede să vezi dacă ai înțeles bine problema. Ai zis, exact că nu poți, nu, n-ai înțeles-o și ai niște scăpări. Și ai încercat să vezi dacă am pus-o pe internet. Și am spus că numai cât am copiat și n-am ridicat-o pe internet, pe YouTube. Asta mă bucură într-o fel. Că încep să înțelegi cât de important este filmul lecției respective. Că dacă pe caietel tu ai scris și ți-a scăpat ceva, nu mai legi acolo lucrurile. Dar dacă ai filmul unde profesorul a vorbit și a tot explicat și nu știu ce, îți este de mare ajutor. Și eu, în vara asta, în locul vostru, aș face o chestie. O spun public. Mă uit la toate filmele. Nu numai asta. Deci eu vă propun un lucru. Trageți de pe internet, pe clase, și să aveți videomanualul cu adevărat. Asta o spun în film, acum o pot face oricare dintre voi. Pentru că la un moment dat, n-ai internetul nu știu unde, n-ai nu știu ce, nu știu cum. Dar dacă tu ai pachetul de DVD-uri cu clasele, cu lecțiile de cap-coadă, A5-a, A6-a, A7-a, atunci vrei să vezi o lecție, te duci acolo și vezi din capitolul respectiv. Pot face toți cei care sunt prieteni noștri, care vizionează filmele, că în clipa asta, videomanualul de clasa A4-a este cap-coadă, clasa A5-a este cap-coadă, A6-a este cap-coadă, A7-a este cap-coadă. Atunci aceste patru videomanuale pot fi în biblioteca voastră. Și toți, dragilor, puteți avea asta gratuit, că există posibilitatea să le trageți, numai voi să aveți forța necesară să vă apucați să faceți treaba asta și să le vizionați când vreți voi. Nu dependent de merge internetul, nu merge. Am o problemă, nu știu ce, nu știu cum. Eu am chef să am lunga, m-am dus într-o zonă unde n-am acces la internet, ceva se întâmplă, m-am izolat. Și ce bucurie am ca să văd filmulețele, mi-am pus pe, am calculatorul sau DVD player-ul sau ce știu eu am, și le văd frumos și le văd complet toate lecțiile. Băiețelul ăsta de clasa, băiețelul, absolventul de clasa a 12-a, Andrei, îmi spunea, o luat videomanuale, că am și videomanuale pe clase făcut, așa, și îmi spunea următorul, pe capitole. Și am spus, domnul profesor, am stat până la ora 4. Când am pus mâna pe videomanualul ăsta de trigune și m-am uitat la el și l-am eu în casă, la mine, în biblioteca mea, și nu mai pot de bucurie. Este marea mea șansă de a fi avut, de a fi pus mâna pe el. Și mă crezi, până la ora 4 dimineața am stat și am văzut, nu puteam să mă desprind. I-a picat capul pe masă și eu nu puteam să mă desprind urmărind filmul acela, cu câtă drag vorbesc dumneavoastră acolo și cum ați legat formulele acelea și cum totul merge perfect. Deci este o trigonometrie făcută într-un limbaj și pe înțelesul tuturor, cum fac de fapt cu toate noțiunile. Așadar, vă invit, dragilor, pe toți ceilalți care puteți să intrați în posesie. Deci mă duceam și dădeam 550 de lei la meditație pe 2 ore, iar dumneavoastră ne oferiți 15 ore cu doar 90 de lei. 15 ore cu doar 90 de lei. Atâta costă videomanualul. Atâta costă videomanualul. Da. Deci, pe capitole, acolo, bună la geometria plană, am făcut-o în 15 ore, cu tot ce înseamnă geometrie plan, numai geometrie, cu noțiuni de bază, cu tot, inclusiv cel, inclusiv. Predat în stilul ăsta, de ați văzut voi acum. N-am avut, dar acum, nou, este chestia asta, că ai videomanualul cap-coadă cu elevii, acolo cum mi-am imaginat eu. Dacă ar fi elevul și m-ar întreba. Dar el spune, zice, domnule, dar e atât de clar, încât, nu știu, zice, numai o minune s-a întâmplat ca dumneavoastră să vă ocupați și să ne faceți așa o mare bucurie ca noi să înțelegem foarte bine lucrurile acestea.
Vine profesor la, la clasă, povesteau amândoi că ești în aceeași clasă. Plitisit. Se uite cum se treacă, vine mai târziu, pleacă mai devreme. Dacă s-ar putea să nu fac nimic. Iar noi ardem de dorința de a afla. De unde? De unde să le luăm informațiile? Avem șansa că a apărut profumul. Și nu s-a emună unde? Da, la emună sunt. Păi emunul nu înseamnă mai mare informație? Sigur că da. Păi șansa n-ar trebui să o mănânci pe pâine? Ce? Da. La... Dar ar trebui să, să fie așa dacă ai profesor, n-ai baghetă. Tu știi bine, nu vorbesc decât în cunoștință de cazuri și tu mă înțelegi bine. Dacă ai baghetă, cel din orchestră cântă cum trebuie. Păi ar trebui dacă să e dirijor. Ar trebui să cânti la Imate Info, nu? Ar trebui, dar beții de ei, dacă n-au dirijor, n-ai pe cine, n-ai la cine trage. Păi și colegiul ăsta ce faci? Păi peste tot se întâmplă așa. Da, bine, dar nu vorbim așa, că vorbim acum de Imate Info și ai niște pretenții, zici. Păi da, profesor da, bun, zici. Dar nu... Că Imate Info, la copii bun, profesor bun, domnul profesor. O să vezi ce se întâmplă foarte repede. Apropo de testarea care s-a dat la clasa a 4-a, acum pentru a intra la clasa a 5-a, cât de repede se desuflă această gogoașă. Pentru că acolo sunt niște oameni care n-au nicio treabă, fac acolo niște lucruri, fac lucruri, fac, nu-i interes, nu-i... E ca peste tot în toată școala românească. Pentru că oamenii, calitatea umană a decăzut extraordinar de mare, mult, extraordinar de mult. Și acum să mă întorc. Adi, aseară ai făcut această problemă, în care spunea așa, autorul, să dă un cerc. Și noi am muncit, dacă se amintește, de vreo 3 ore a fost figurat. Da. Și în cercul ăsta am scris, de la un loc când am înțeles bine figura, am scris un triunghi echilateral. Și am împărțit noi în 6, am făcut din 2 în 2, am unit, am avut triunghi echilateral. Am dus la tine acolo IDB. Noi am schimbat acum, că facem o altă problemă. Tu aici da, parcă B și aici e D, nu știu mai zici. Bine, jos e D. Așa. Cert este că în problema de aseară era figura asta, o ai și tu, și dedusă latura asta de 18, latura asta de 18. Da. Autorul. Și aveam ca informații că D, B asta, coarda asta, e perpendiculară pe asfalt. Și că asta e bisectoare. Da? Da. Ei, am muncit foarte repede și am zis așa. Dacă asta e 18 și asta e 18, triunghiul ăsta este isoscel. Da? Pentru că am... Isoscel, da. Asta e cât asta. Aveam și bisectoarea de aici. Înseamnă că unghiul ăsta e cât ăsta, de aceea l-am notat 1-1. Da. Că bisectoarea ce face? Face în parte unghiul, două unghiuri congruente. 1-1. Și acum am zis, 1 ăsta se uită spre arcul DC. Tot spre arcul DC se uită și unghiul ăsta din vedere, am pus lui 1. Da. Unghiul ăsta altul, care e tot 1, se uită spre BC. Da? Tot spre BC se uită și unghiul din D. Așa că tot 1 i-am pus și lui aici. Ei, mai aveam informația că aici cele două sunt perpendiculare, corzele de aici. Adică DB și cu AC sunt perpendiculare. Puteam afla repede cât e AM, teorema lui Pitagora. Am putut să aflăm bine, dar important, ni s-a cerut unghiurile toate să le facem. Dacă e 90 de grade aici, înseamnă cu 1 plus 2. Fac 90. Fac 90 de grade. Și în triunghiul, mă rog, noi am pornit pe treaba aici, triunghiul social, DM este cât mă B din cauza bisectoarei, toată povestea de acolo. Dar 3 de 1, fiindcă triunghiul social, 2 de 1, 2 de 1, egal că 2 de aici. Da. Triunghiul fiind social, 2 de 1, de 2 ori unghiul 1, egal cu unghiul 2. L-am notat cu 2 aici. Deci 2, 2 de al de 1, egal cu unghiul 2. Iar 1 plus 2, 1 plus 2, fac împreună 90 de grade. Aveam de dat de autor. Și de aici am locuit pe 2 cu 2 de 1,
și a venit 1 plus 2 de 1 egal cu 90 de grade, deci conduce spre ideea că 3 ideal de 1 egal cu 90 de grade, adică iată că 1 egal cu 30 de grade. Deci dacă 1 este egal cu 30 de grade, înseamnă că cei 2 de 1 fac câte grade? 60 și trunghii s-o cercul 1 de 60 este echilateral. Noi am căpătat informația asta, de aceea în desen am început cu treaba asta. Ei bine, de aici problema este țăndări făcută. Dacă ăsta e de 60 de grade, ăsta este de 120, aici e 90 și 90. Am aflat-o pe toată, știam că de bâie era egal 18, am zis 9 și 9. Am aflat-o pe A, M, prin Pitagora, M, C, de acolo. Am aflat toate laturile, am aflat și area și perimetru. Totul a fost la îndemână. Acum, Miruna a venit cu o problemă pe care a încercat să o facă acasă și care nu i-a mers. Și ne întrebam de ce nu merge. Ce face autorul? Spune așa, noua problemă, sper că ai citit-o și tu. Da. N-ai făcut-o chestia asta, dar hai să zicem că da. Da. Cum sună? ABCD un patrater inscriptibil. Uite, da. ABCD un patrater inscriptibil. AC bisector anghiului. AC! De-aia vezi că schimbat un pic datele. Fă din nou figura. Ai făcut-o. Ai făcut-o? AC bisector anghiului DAB. AC bisector anghiului DAB. Deci se repetă figura de înainte, tot cu bisectoare, dar s-au schimbat punctele. Era DB, acum e AC. AB perpendiculară pe BC. AB perpendiculară pe BC. Nu mai spune autorul că DB perpendiculară pe AC. Tai informația asta și ne dă alta. AB perpendiculară pe BC. Stop. Ce înseamnă că AB perpendiculară pe BC? Adică măsura unghiului A plus măsura unghiului C trebuie să dea de 90 grade. Foarte bine, dar altă informație. Ce este AC în condiții că unghiul ăsta e de 90 grade? Ipotenuză. Este ipotenuză, dar încă ceva. Ce caită? Este diametru. Că unghiul cu vârful pe cerc, dacă e de 90 de grade, subîntinde la un arc dublu. Și dublul lui 90 este 180. Și atunci AC e diametru foarte important. Deci AC în figură este diametru. Deci autorul taie chestia de perpendicularitate aici și îmi dă informația asta, care este tradusă în limbajul nostru prin faptul că AC devine diametru. Și măsura arcului BC este egală cu măsura arcului AD pe 2. Și spune că măsura arcului BC asta e jumătate din AC. Nu, din ca AD pe 2. Deci BC este cât AD pe 2. Adică BC este dublul lui de doar BC este dublul, este cât AD. Da. De doar BC. Și ne mai dă, nu 18 și 18. BD 12. Ne dă asta de 12. Foarte tare. De 12. Deci autorul vine acum cu problema anterioară, destul de apropiată de problema asta, destul de apropiată de cea anterioară și spune, nu vă mai dau latura asta cât asta, ci vă dau arcul CB, arcul CB, e jumătate din arcul AD. E jumătate din AD, din AD. Deci în loc să ne spune că e și 12 aici, spune că arcul BC e jumătate din AD. Dar BC-AD nu cumva e jumătate din DB? Ba da. Pentru că ducând bisectoarea, împărțit arcul tot de DB în două. Și CB-ul e la mijlocul arcului. Da. Adică CB este cât DC. Adică de două ori BC face cât arcul DB. Dar de două ori BC ne dă el ca informații, face cât arcul AD. Păi 2BC face cât AB. 2BC egal cu 1. Alo. Bună seara, salut Andrei. Sunt într-o lecție de matematică. Sunt în direct acum la Prof Online TV și mai putea să... Mai târziu, tocmai. Cred că nu zboară albine acum, nu? Bine. Mulțumesc frumos. La revedere.
din Ardeal, un tânăr care are o problemă cu stupii el. Albin. Da, cu albinuțile. Azi a fost Miruna, ne-am mai răspuns. Nu știam, era un mesaj, un telefon dat și nu știam la cine, la tine. Bun, deci insist. În locul informației cât DB, arcul DB, coarda DB este cât DA sau laturile acestea ale triunghiului sunt egale, adică informația că triunghiul e dată isoscel, el este isoscel pe început, da? El este șmecher și îmi dă o altă informație. Șterge 12 de aici și spune că de două ori BC-ul este cât AD. Dar noi știm că de două ori BC este cât AD. Înseamnă că arcul BD este egal cu arcul DA. Uh-huh. Și dacă BD egal cu arcul AD, și corzile, că am dat noi proprietatea asta, la arce egale, corzi egale. Și iată cum DB este cât DA. Și dacă DB este cât DA, am intrat în problema dinainte. 12-12. Și de acum problema curge într-o direcție cunoscută. E problema dinainte. Asta am insistat să spun că aceeași problemă, tăiată ceva din ipoteză, adăugată altceva, constituie terenul pentru că pare ea să fie o altă problemă. Dar este aceeași problemă care de acum merge foarte bine. Pentru că 12-12, 1 și cu 2 fac 90 de grade, că aici e 1 și 2 aici, nu? 1 și 2. El dă 90 de grade. Și de aici acolo înseamnă că și ăsta e 90 de grade, 1 și 2, 90 de grade. Informația dinainte. Intrăm în toate problemele dinainte. Vă las pe voi să le adaptați. Am vrut prietenii noștri să le spun că asta este lumea propunătorilor de probleme. Ei au un set de informații și tot le învârt. Dintr-o problemă obțin alte probleme, tai ceva, adaugă ceva, suficient de puțin sau minim cu putință încât să tu te poți descurca. Intră într-o altă problemă, într-o problemă de așa cunoscută. Acum putem să da, am... Am ținut să fac asta. Din clipa asta intrăm să rezolvăm alte și alte probleme. Vă rog. Fie triunghiul ABC. Deci în ipoteză. Da. Am să te rog, Miruna, să fii atent, să vezi cum problemele merg singuri de acum. Exact. Dacă avem suportul teoretic, suntem la noi acasă. Nu ne putem apuca de sus, de o clădire decât cu temelia, nu cu construcția, nu cu acoperiș. Se relaxează, deci e problemă. Să vezi deci cum triunghiul ABC cu măsura unghiului BAC, 90 de grade. Triunghiul ABC cu? Măsura unghiului BAC. BAC. 90 de grade. D aparține lui BC, astfel încât... D aparține lui arcului BC, nu? Nu, lui BC. Așa, cu segmentul lui BC. Segmentul lui BC. Da. Astfel încât AD perpendiculară pe BC. Așa încât BC... AD. AD. Perpendiculară pe BC. BD egal cu 16 cm. CD egal cu 32 cm. Aflați lungimile segmentelor BC, AD, BC egal cu cine? AD, AD, AB, AD, AD, AB, domnul profesor. AB. AB și AC. Și AC. Bemit. Amintirea. Da, lungimea la bemit acum. Lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC. Iar mare egal cu și la ce mic, lungimea razei cercului înscris între un iar mic. Da? Asta-i. Eu m-am făcut, fiecare s-a făcut de probleme, de făcut figura, de nu știu ce. Facem un cerculescu. Așa, înscriem un triunghi cerc, facem invers problema, da? Că nu se știe ce elemente importante avem. Dar dacă respectăm așa, Miruna, hai să facem așa, în ordinea în care da autorul. Într-un dreptunghi. În A.
Fiindcă ai plecat cu cerculețul, merg în mâna ta. Fac și eu cerculețul. Deci merg pe, vezi, eu sunt cât se poate de... Tu cum vrei, tot cu cercul. Da, sunt cât se poate de respectos. Pentru că elevul nostru, stăpânul nostru, nu? Hai, dragul, săracul. El nu dătesc, frate. El nu dătesc, corect. Nu face-l în pat. Așa. Deci, un cer. Zice un triunghi, dreptunghi că na. Ce trebuie să duc eu? Ce trebuie să duci? Diametru AC. Diametru BC, pardon. BC, care să fie ipotenuză. Deci pur și simplu după un diametru. Aveți și... Da. Și facem acum publicitate la șeie care... Care își fac publicitate. Am dat pe blog. Numai, pur și simplu că fac desenul cu instrumentele lor, ce firmă fi. Că ne permite să le facem. De la office, nu știu cum. Aia. Și ei, acest blog lui domn profesor, cumpărați încherile. Sigur că da. Da. Sunt de acord cu ei să fie așa. Deci, A, C. Da? A, C, B, e... C era. B, C. Unde să pun eu pe A oriunde. Ca poziție? Oriunde. Da? Din clipa asta, oriunde îl pun, n-am nicio emoție, iată, îl pun aici, A. Bine, băi, dacă n-am... Aveți echierul meu, domnul profesor, tot cu mâna, Da, sigur. Obișnuința lor, mă, ai uitat și el. E a doua natură, să zice, da? Iată, triunghiul ABC dreptunghic. B pe BC. Așa încât AD perpendiculară pe BC. AD, adică trebuie să duc perpendiculară. Înălțimea din A. Corect. Deci duc înălțimea din A. Pe BC, iată, fac acest lucru și notez cu D, punctul. A. Da? Așa zice, A, D, perpendicular. B, D aici e, trebuia să spun, da, D aparține pe BC. Da? A, D, perpendicular pe BC. BD, asta spune că e de 16. Păi dacă le-ai luat pe ala mijloc. Și CD este 32. E, am avut baftă. Dacă trebuia să mă uit aici, la fixarea punctului A, dar eu fără să mă uit aici. Dar mi-a dus prin mijlocul arcului și eu ai ieșit. Păi, aici, te știi de un trâng isoscel, exact. De un trâng isoscel. Și înălțimea i s-a dus în om. Deci, 32. Gata, o aflăm pe AD imediat. Da, stai un pic. Stăm. AD, teorema înălțime. Normal. Deci, mergem repede cu teorema înălțimii, da. Spuneți voi, da? Da. Adică AD pot rădega cu BD, ori... Câștig. Și BC imediat AD, nu? Totuși lucrează. Exact. AD lucrează. Așa, BC da, ieță repede. Hai. Uite, așa probleme cu mâine azi. Nu cred. Ba, da. Deci. BC e 16 plus 32. Adică după ce vă încerca la teză cu teză din nota 7. 10. Așa, vă dă subiecte tot așa de simple. Pentru că văzut că asta zic și eu. Au văzut că de așa voi nu puteți face nici probleme simple. Da. Deci, vă jignește cum trebuie dacă vă mai dăm tot așa. Da, nu mai ușor, dar mai dăm profesor, sunt copii în stare de corijență. Da. Ne dăm mai ușor acum. Ne dă de 10. Și voi vreți să fiți jigniți, nu așa? Să vedeți voi cât se poate de ușoare, da? Doficiu, eu voi da. Deci, avem aici BC-ul cât este? BC-ul. BC-ul e 48. 48, da? Mergem mai departe. Adeu. AD. AD e 16 plus 32, AD la 2 egal cu 16 plus 32. AD e radical din 16 ori 32. Egal cu... Ies un 16 chiar, că 2 ori 16 faceți. 16 e radical din 2. Da, deci eu știu... Am dreptate 16 ori radical din 2? Da. 32 este 16 ori 2, e clar. AB prin teorema catetei.
AB. Corect. AB la 2 egal cu 16. AB egal cu radical din Miruna. A, egal cu 16 ori 48. Egal cu toată BC, ori proiecția de lângă ea. Ori 16 ori 48. Și egal cu 4 radical din 48. 48 e 12 ori 4. Adică e 4 ori 3. 4 radical din 3. Da. Nu. 16 ori 3, dar de ce? Nu, dacă e 16. Pe 4, 4 radical din 48. Da, dar 48 e 16 ori 3. 16 radical din 12. 16 radical din 3. Din 3. A, din 3. Din 3, da. Da, face 16 radical din 3. Termina problema. Deci 16, mai bine o 16 la 48, 3 ori 16 și e și 16 ori 48. Tot așa. E de ce? E 32 ori 48. Radical. Deci radical din... 32 ori 48. 32 ori 48 face radical din... 16 radical din... 2 ori 6. 16 radical din 6, corect. Că este un 3 aici și un 2 aici. Și mai vrea raza mare... Rada cercului. R mare, egal cu ABC, știm noi, nu? Da, R mare cu supra 4S. 4S și egal cu... ABC deci... supra 4S. Să aflăm mai întâi aria. Adică... aria e 16 radical din 3 ori 16 radical din 6 pe 2. Deci, bă, aria, yes, cum e dat în formulă, egal cu baza... Da, e într-un ghiul, într-un ghiul. Cateta 1, cateta 2 pe 2, dacă vreți? Da, și baza înălțimea tot aia. Tot atât de mic. Deci cateta 1, cateta 2, dar dacă ai vrut așa, așa facem. Adică, ce înseamnă? 16 radical din 3 ori 16 radical din 6. 8 radical din 3 ori 16 radical din 6 supra 2. Supra 2. Și face 16 la pătrat. Este un 3 ori 3. Așa vine? Da. Și radical din 2. Da. Supra 2. Da. Simplificăm 16 cu 2 adi, nu? Nu, nu avem voie, mai întâi facem la pătrat. Deci 16 scriem pe 2 la 4 și totul la 2, 2 la 8. Uite, așa facem, lucrăm cu putere, suntem deștepți. Da. Ori 3 radical din 2. Ori 3 radical din 2. Totul supra 2. Și oare cât faci domn profesor? 2 la 8 asupra 2. 2 la 8 asupra 2. 2 la 7. Ori 3 radical din 2. Știi cât de mult place ochiului fără 2? Fără 2, da, da. Știi cât de mult place ochiului când e plecat așa? Profesorul care corectează zic, păi, dar e tare. E fain, pentru că el face și proba că știi operație de cu putere. N-a uitat asta. Da? Operație cu putere, se joacă aici. Așa, 16 la pătrat, 206. Simplificăm 125, 128, parcă bine, nu? 128. Ce se mai întâmplă acolo? 2 la 7, 128. Și lăsăm așa 2 la 7 ori 3 radical din 2? Și așa lăsăm. Așa lăsăm. Așa lăsăm. Și înlocuim acum la rază. La rază, 10 direct. Înlocuiește și lucrează corect. Deci, el mare, voi vă spune că este egal cu... nu, el mare. El mare, da? Egal cu... ABC, adică toate cele trei dimensiuni. Adică 48. 48 ori 16 radical din 2. Ori nu, din 3. Din 3, da, din 3. Ori 16 radical din 6. 16 radical din 6. Supra. 4. 4 ori. 128. 2 la 7. Ori 2 la 7, lucrăm așa. Ori 3. Ori 3 și ori radical din 2. Da. Ia să vedem ce se duce. Și egal cu. Ducem totul la puterile lui 2. 48 înseamnă 3 ori 16, nu? Deci 3 ori 2 la 4 ori 2 la 4 ori radical din 3 ori 2 la 4 ori radical din 6, care înseamnă radical din 3 ori radical din 2, radical din 3 ori radical din 2. Totul supra 2 la 2 2 la 2 ori 2 la 7 ori 3 cu radical din 2. Yes. Și egal cu? Radical din 2 cu radical din 2. Ce frumos! Radical din 3 cu radical din 3. 3. Da, a, așa, dar aveam oricum. Am terminat cu radical, este mai relevant. Da, 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 relevant, am înțeles. Și egal mai departe cu 3
3 ori, 2 la câta? 2 la câta. 2 la 4, 2 la 2 să ducem. Dar nu, că e 2 la... Deci 2 la 4. Cu 2 la 2, rămânem doar un 2 la 2 sus. 2 la 4 cu 2 la 4 face 2 la 8. A, bine, eu. Și cu... Da. Hai să facem totul mai tot. 2 la 12. Da. 4 plus 4 plus 4. Da, radical nu mai avem, nu? Nu mai avem nimic. Supra. 2 la a 9. Da. Și atât. Și egal mai